Începând de luni 6 septembrie 2021, 786 de beneficiari ai programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate vor putea ridica de la depozitul situat pe strada Ștefan cel Mare la numărul 246 pachete cu alimente și produse de igienă de luni până joi între orele 10 și 14, iar vineri între orele 10 și 12. Fiecare cutie conține următoarele produse. 5 pungi a câte un kilogram de făină albă de grâu, 4 pungi a câte un kilogram de mălai, 2 pungi de paste făinoase, 4 litri de ulei, 2 pungi a câte un kilogram de zahăr, 4 pungi a câte un kilogram de orez, 5 conserve din carne de vită, 3 conserve din carne de porc, 5 conserve cu pateu, 2 borcane de compot de fructe, unul de gem, unul de gem de fructe dietetic. De asemenea, fiecare beneficiar în parte va primi 5 periuțe de dinți, 4 recipiente cu pastă de dinți, câte un recipient cu săpun lichid, șampon pentru copii, șampon pentru adulți, o pungă cu detergent de rufe pentru haine colorate și una cu detergent pentru haine albe. Potrivit Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei, persoanele care beneficiază de aceste pachete fac parte din categoriile cele mai defavorizate și sunt destinatari finali ai ajutoarelor în baza unor criterii de eligibilitate prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 84 din 2020 privind implementarea programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.